Ochiul Saharei, cunoscut sub numele de structura Ricat, e o formațiune geologică proeminentă situată în vastul deșert sălbatic. Această caracteristică circulară este vizibilă chiar și din spațiu și a intrigat cercetători din întreaga lume. Caracteristicile unice ale ochiului și bogăția de secrete pe care le deține sub suprafață contribuie în prezent la înțelegerea istoriei și evoluției Pământului. Dar ochiul Saharei e doar una din descoperirile fascinante din acest deșert pe care le vom analiza în clipul de azi. Stai așadar aproape pentru a vedea câteva din cele mai interesante descoperiri din Sahara, inclusiv ceea ce ascunde si ei în acest deșert. Napta Playa Napta Playa e cel mai vechi calendar astronomic, confirmat de pe pământ, situat în deșertul Torid al Saharei la 100 de km vest de celebrul templu egiptean Abu Simbel. Cercul de piatră de la Napta Plaia atestă faptul că acum peste șapte de ani, cu un mileniu înainte de Stone Age, oamenii observau stelele pentru a înțelege ritmul naturii. Arheologii au identificat rapid alinierile stelare, dar alte aspecte ale sitului i-au intrigat. Descoperit în anii 1960, datează dintr-o perioadă în care Sahara era verde, iar oamenii treceau de la vânătoarea și culegerea din epoca neolitică la domesticirea animalelor și agricultură incipientă. Dovezi arată că de fapt constructorii de la Napta Playa erau legați de un cult al vitelor evidențiat de numeroasele oase de bovine găsite în timp ce oasele umane lipsesc. Cu aproximativ 5.000 de ani în urmă, Sahara a început să se usuce, forțând locuitorii din Napta Playa să caute alte surse de apă, posibil migrând în Valea Nilului. Interesant e că odată cu dispariția Napta Playa a apărut Egiptul Antic. Comunitatea preistorică de la Napta Playa poate fi considerată un precursor al acelei azeiței Hator, asociată cu calea lactee și cu o putere semnificativă în Egiptul antic, se pune întrebarea dacă napta plaia ar putea fi locul de unde a început Egiptul. Sticla deșertului Testele efectuate pe o bijuterie de scarabeu asociată regelui Tutankhamon au dezvăluit că sticla din care a fost confecționat a fost produsă înaintea celei mai vechi civilizații egiptene. În căutarea răspunsurilor, oamenii de știință au descoperit o zonă în deșertul Sahara unde blocuri misterioase de sticlă acoperă suprafața nisipului, Asemânarea cu urma lăsată de primul test atomic din Statul American New Mexico, în 1945, a intrigat cercetătorii. Deși testul atomic a generat o foaie subțire de sticlă, sticla descoperită în Egipt a depășit în dimensiune locul testului. Evenimentul care a produs sticla trebuie să fi fost mai fierbinte decât o explozie atomică, iar între suspecții principal se numără un impact de meteorit sau o explozie de aer extrem de fierbinte. Cu toate că nu există dovezi ale unui crater de impact, oamenii de știință au testat teoria unei explozii de aer utilizând simulări pe calculator. Rezultatele indică faptul că în cazul unei explozii similare cu cea a cometelor, Shoemaker-Levi, în atmosfera Pământului, mingea de foc rezultat ar fi lovit solul ca un cuptor transformând nisipul în sticlă la temperaturi de până la 18.000 de grade Celsius. Acest scenariu se potrivește cu descoperirea de zircon în sticla din Sahara, iar măsurarea degradării zirconiului a permis calcularea temperaturii la care a fost expusă proba. Rezultatele au confirmat că sticla egipteană a fost expusă la o căldură similară celei simulate în teorie. Niciun fenomen terestru nu poate genera o astfel de căldură, consolidând astfel teoria exploziei de aer ca fiind plauzibilă, cu orice ar fi fost evenimentul acesta, a avut loc în trecutul îndepărtat al planetei. Structura Ricat. Cercuri în nisip. S-ar putea crede că originile unei caracteristici geologice atât de masive încât astronauții o pot identifica cu precizie din spațiu ar fi evidente, cum ar fi delta Nilului. Așezată în deșertul Sahara, această structură constă într-o serie de inele concentrice cu un diametru de aproximativ 50 km privind din vestul Africii ca un imens ochi de taur. Simetria uimitoare a determinat-o să fie denumită ochiul Saharei sau ochiul Africii. În mod tradițional, atunci când se descoperă un inel natural pe suprafața terestră, oamenii de știință tind să creadă că este rezultatul unui impact de meteorit sau resturile unui vulcan. Cu toate astea, structura Ariciat nu se încadrează în aceste categorii. Nu prezintă caracteristicile tipice ale unui crater de meteorit, iar centrul său este compus din brecii, o rocă sedimentară care nu e compatibilă cu un gât vulcanic. În prezent geologii propun că structura e un anticlinal domol erodat. În termeni simpli e descrisă ca o zonă subterană în care straturile au fost împinse până la formarea unei cupole. În cazul structurii, Richard, ipoteza este că această cupolă a fost împinsă la suprafață și ulterior erodată de condiții meteo, expunând straturile subiacente sub forma unor inele. Deși este necesară o cercetare mai amănunțită, distanța și dificultatea de acces în Sahara fac acest lucru mai puțin fezabil. O mumie foarte veche, cea mai veche mumie din lume, a fost găsită în deșertul Sahara și nu are nimic de a face cu civilizația egipteană antică, denumită în mod obișnuit mumia Tajvinat. Acest corp mumificat al unui copil mic a fost găsit de un arheolog și profesor italian pe nume Fabrizio Mori la. Uan Muhajag, în Libia, în 1958. În acel sit, mumia descoperită era cea unui bărbat de 2 sau 3 ani care fusese înfășurat cu grijă în frunze și apoi înfășurat strâns în piele de antilopă. Organele sale fusese îndepărtate înainte de a fi îngropat în deșert, de asemenea și s-a constatat că în corpul său au fost injectați conservanți primitivi pentru a-l întreține cât mai bine la vremea respectivă. Având în vedere că mumia a fost găsită literalmente mii de ani mai târziu, se pare că acei locuitori străvechei deșertului au făcut o treabă destul de bună în această privință. Datarea cu carbon plasează cadavrul în jurul anului 3000 înainte de Hristos. Aceasta este o descoperire incredibilă deoarece înseamnă că mumia Tajvinat e aproximativ o mie de ani mai bătrână decât cele mai vechi mumii egiptene antice cunoscute care au fost găsite de arheologi în Egipt. Băiatul și frații săi, care au trăit acum mai bine de 5.000 de ani, se credea că erau crescători de vite, care se plimbau prin Sahara cu animalele lor. La acea vreme, Sahara era mai degrabă o pajește decât un deșert și se crede că civilizațiile primitive ar fi putut în mod imaginabil să supraviețuiască în lungi în interiorul ei. Atlantis și legătura cu CIA Platon a fost primul savant care a descris Atlantida în jurul anului 360 înainte și potrivit scrierilor sale a menționat că marele oraș a fost distrus de zei cu aproximativ 12.000 de ani în urmă, Atlantida a fost descrisă ca o națiune insulară condusă de regi puternici, protejată de inele de pământ și canale de apă expansive. E interesant faptul că descrierea orașului făcută de Platon seamănă cu structura actuală a structurii Richard, de care tocmai am discutat. Dincolo de adepții teoriei conspirației, structura Richard a atras atenția CIA așa cum reiese din documentele recent declasificate legate de proiectul Magnet. Cu toate astea, specificul proiectului rămâne neclar deoarece o mare parte din document este redactată, ceea ce indică Eliminarea unor detalii, ceea ce este evident, că în anii 60 CIA a inițiat un proiect secret de investigare a ochiului din Sahara, atribuit oficial unui studiu geomagnetic, un meteorit vechi de 4,6 miliarde de ani. Descoperirea a avut loc în mai 2020, în mijlocul deșertului Saharei, în Adrar, Algeria. Meteoritul găsit, denumit oficial Erg Ceh. 002 sau EC002 au oferit câteva indicii despre universul nostru. Roca e descrisă ca având un aspect grosier și tăbăcitor cu pete mici de cristal verde-galben-verde și galben-maroniu. Într-un studiu publicat în același an, 2020, s-a constatat că meteoritul conține cantități semnificative de andezit o rocă vulcanică de culoare gri-negricioasă care apare pe pământ doar în urma ciocnirii plăcilor tectonice. EC002 a fost topit cu peste 4565 miliarde de ani în urmă, ceea ce indică întrebări complicate, deoarece vârsta Pământului e de aproximativ 4543 miliarde de ani. Înțelegerea meteoriților ca EC002 e dificilă din cauza lipsei de monstre, dar chiar și printre acestea, EC002 se distinge datorită caracteristicilor sale spectrale unice. Cercetătorii cred că acest meteorit ar putea fi o bucată dintr-o protoplanetă care s-a desprins în timpul dezvoltării timpurii a sistemului nostru solar, oferind o perspectivă asupra originilor acestuia. Protoplanetele, mai mici decât Luna, ar fi strămoșii planetelor așa cum le cunoaștem. Descoperirea lui EC002 sugerează că acestea ar putea fuziona cu planetele actuale sau ar fi fost distruse înainte de formarea sistemului nostru planetar. Astfel, această descoperire nu e doar misterioasă și frumoasă, ci și deschide o fereastră către înțelegerea evoluției timpurii a sistemului nostru solar. Un sistem fluvial antic. Sub nisipurile uscate din Mauritania a fost descoperită în 2015 o vastă rețea fluvială care cândva transporta apă pe sute de kilometri în Sahara Occidentală. Imaginile radar realizate de un satelit japonez de observare a Pământului au detectat vechiul sistem de râuri sub suprafața superficială și prăfuită care se pare că se învârtele. de la peste 500 de km în interior spre coastă. Calea de apă îngropată ar fi putut face parte din râul Tamarsted, despre care se crede că ar fi traversat părți din Sahara Occidentală în vremuri străvechi pornind de la sursele din sudul munților Atlas și de pe înălțimile Hogar, în ceea ce azi este Algeria, Râul ar fi ajutat oamenii, planetele și animalele sălbatice să se dezvolte în ceea ce acum e un teren deșertic și ar fi transportat nutrienți crucial pentru organismele marine până în mare. Dacă ar mai curge și azi, sistemul de râuri ar ocupa locul 12 în topul celor mai mari de pe pământ. Imaginile luate de satelit au arătat că albia ascunsă a râului se aliniază aproape perfect cu un camion submarin uriaș care se extinde în largul coastei Mauritaniei, în ape cu o adâncime de peste 3 km. Astfel că am rezumat, Explorările în deșertul Sahara dezvăluie istoria surprinzătoare a regiunii cu indicii despre o civilizație antică la Napta plaia cu peste 7.000 de ani în urmă, evenimente misterioase legate de sticla deșertului și structura riciat, o mumie veche de 5.000 de ani și conexiuni intrigante cu teoria Atlantidei. De asemenea, meteoritul c 002 oferă perspective asupra originilor sistemului solar, iar un sistem fluvial antic sub nisipurile Mauritaniei dezvăluie o Sahara mai umedă în trecut. Aceste descoperiri fascinante aruncă lumină impresionantă asupra misterelor îndelungate ale Saharei. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc.